Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Scenă Deschisă. Avem o temă care este sensibilă, mai ales în România, dar extrem de necesară tocmai pentru a vorbi despre o societate sănătoasă, despre un mediu sănătos în care trăim, ne dezvoltăm. Vom vorbi despre produsele contrafăcute, despre alcoolul contrafăcut, e un pericol foarte mare și din acest motiv îi prezint pe invitații mei pentru că ei sunt cei care ne ajută să înțelegem pericolul din spate și poate pașii care ar trebui făcuți pe mai departe, tocmai pentru a face o schimbare în bine în România, în acest sens. Domnul Nawaf Salameh, CEO, companie producătoare de băuturi spirtoase, bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezență. Și mulțumesc, mulțumesc. Domnul doctor Radu Țincu, medic toxicolog, bună seara și dumneavoastră, mulțumesc bună tare seara. Mult, domnule doctor. Și tot medicul Cristian Papareu, expert medico-legal și trainer pentru tineri și nu doar pentru tineri, apropo de dependențe și cum reducem pericolul și cum identificăm de fapt pericolul din spate. Ce înseamnă o băutură contrafăcută, domnule Salameh? Deci, o băutură contrafăcută nu e doar... Este foarte important ca materia primă pentru a face o băutură, trebuie foarte bine verificată ca respectivă materie înainte să ajungă într-o sticlă. Ea trece prin multe procese industriale și bine pus la punct de muntă a fi bine filtrat și bine distilat ca să scoți acest compuș care sunt nociv, toxic înăuntru. Bun. Și atunci când spui o băutură, adică necontrolată, cum se produce, e clar că procesul ăsta de superverificare sanitară asupra produsului nu se întâmplă. Și atunci, dacă unul face prin anumite spații necontrolate din toate... Acasă, și pe toată, atunci nu mai știa. Și atunci, de aici pleacă tot riscul ca respectiva sticlă, băutura într-o sticlă, să ajungă toxică, că n-a trecut prin procese în care orice băutură, dacă are bază la alcool alimentar etilic, trebuie bine, foarte bine filtrată și verificată din momentul în care ai primit ca materia primă, pe parcursul de semifabricat, pe parcursul de să zicem așa zis, asta se sudănească până când se întâmplă sticla. Toate procesele sunt foarte complexe, nu pur și simplu un om acasă și spune am făcut cea mai bună băutură. Mai grav este că contrafacerea este și băuturi super cunoscute și atunci aici apare altă problemă, că a contraface nu doar un om într-o casă, vai de capul e cum o face, este și o băutură contrafăcută. Atunci trebuie să fim foarte atenți a citi bine de unde este băutura, cine o produce, dacă știm producătorul și cine o importă, dacă este de import și toate chestiile astea. Și românii sunt primii în lume la consumul de alcool contrafăcut, conform statisticilor. Nu mai știu dacă cifra este așa, că 90% din piața alcoolului din România este nefiscalizat. Adică din nefericire așa este. Din păcate și din nefericire asta este o nefericire asta și în sensul în care mai ales în contextul în care noi trăim și avem țări vecine care nu-și controlează foarte bine vamele și se întâmplă acest lucru și atunci România și mai simt că ceva, nu doar ca țările vecine ne bombardează cu aceste așa zis bombe sau aceste băuturi contrafăcute și noi însuși ne facem rău. Și noi însuși ne facem rău. Legile în România, eu o declar pe România, este cred că ultima țară din acest pământ în care încă nu vrea și refuză să facă un standard ca să lase spitalele în pace, ca să trateze oameni care cu adevărat au nevoie de a fi tratate, nu să fie pline de bolnavi în care consumă alcool contrafăcut și atunci ei trec într-o perioadă de intoxicare și lungă durată cu boli infecțioase și care și umplă spitalele, ies, intră și acest dezastru. Și atunci problema apare și legile în România sunt legile foarte vechi, care nu știu de ce nu se dorește să fie schimbate. Și mai și încă un lucru foarte grav. Știți că astăzi în România când spui o băutură făcută la țară, lumea 70% din populație crede că este o băutură foarte curată și este invers, exact în engleză. Și eu vin tot timpul, am spus, eu nu sunt adeptul a interzice, dar eu sunt adeptul în care ca o țară creștină, cum e România aproape 100%, și eu ca un bun creștin, toți ne dorim un pic bun, face sufletul să se bucure. Problema este, la noi este acest necontrol. Acest necontrol. Și atunci, noi alergam, exemplu, la Paște, ne alergam ca mielul, să-l verificăm, nu cumva are ceva carne, la Crăciun, acum, cu tăiatul porcului,
la fel alergam, dar nimeni nu vrea să se gândească când face o băutură acasă să meargă să fărice înainte să o consume. Corect. La un laborator. Adică, cum ar putea de fapt să adică fie reglementată de ce o faci mai bine? La, de ce o faci la carne ați și spus foarte bine de spitale și ați spus foarte bine de ce se întâmplă în această perioadă și domnul doctor Țincu cred că este un invitat permanent în perioada de Crăciun, de Revelion, când vorbim de sălile și unitățile de primiri urgențe care sunt pline de oameni care vin intoxicați cu alcool. E pe de o parte problema care se agravează în aceste momente din an, pe de altă parte apar acele afecțiuni și boli foarte grave care sunt generate de consumul constant de alcool contrafăcut sau de substanțe care în fine amestecate produc adevărate daune în corpul nostru. Sigur, avem mai multe aspecte când discutăm de consumul de alcool. În primul rând, discutăm de cantități uriașe de alcool. Sunt persoane care vin intoxicate cu alcool pentru că au consumat peste capacitatea lor fiziologică și atunci se instalează starea de comă alcoolică și necesită spitalizare. Sigur că discutăm de efectele pe termen lung ale unui consum de alcool exagerat, care vor duce la complicații. Și cea mai cunoscută complicație este ciroza hepatică, însă nu de acest lucru ne ocupăm acum, ci ne ocupăm de riscurile alcoolului contrafăcut. Din păcate, în România există în continuare oameni care ajung la spital consumând alcooluri industriale, făcând băuturi acasă, distilate acasă, vișinată și tot felul de alte derivate din fructe, punând alcool metilic, de exemplu, sau alcool izopropilic, pentru că nu există suficientă educație sanitară pentru a înțelege că diferențele sunt uriașe între alcoolul metilic și alcoolul etilic. Într-adevăr, doar o literă este schimbată. Dar care alcoolul, e diferența? Alcoolul putem să o traducem pe da, cei alcoolul metilic, am avut acum câțiva ani de zile o intoxicație colectivă dintr-o anumită zonă, au venit, cred că, 8 sau 10 persoane intoxicate cu alcool metilic. Alcoolul metilic este un alcool toxic, este un alcool toxic care determină o complicație ireversibilă, care este orbirea. Acești oameni care au supraviețuit intoxicației cu alcool metilic au rămas orbi și au dezvoltat această cecitate bilaterală permanentă. Incredibil. Pentru că este toxic pentru nervul optic. De asemenea, sunt oameni care își pierd viața prin intoxicație cu diferite tipuri de alcool industrial pentru că le produc acidoze metabolice, pentru că generează produce acizi, metaboliți acizi și acești metaboliți acizi pur și simplu, dacă vreți într-un termen foarte plastic, prăjesc organismul pentru că se acumulează în exces o cantitate foarte mare de acizi. Este, cred că, apanajul țărilor necivilizate să mai asistăm la intoxicații colective cu alcooli contrafăcuți, pentru că acest lucru ne arată, pe de o parte, o lipsă de legislație și, pe de altă parte, cred că ne arată și o lipsă de educație sanitară a populației, de care suntem cu toții responsabili. Până nu vom învăța că avem nevoie de această educație care se înceapă încă din școală, oamenii vor ajunge la spital. Iar dacă discutăm de alcoolul contrafăcut, dincolo de acest tip de combinație cu alcoolul industrial, mai avem cei care distilează în tot felul de cazane aliaje de metal, metale care se regăsesc ulterior în distilatul respectiv. Oamenii folosesc aceste cazane pentru că sunt ieftine și că le pot, unii dintre ei sudează și fac tot felul de improvizații punând plumb, cupru, tot felul de aliaje care nu fac decât să le aducă un surplus de metale grele în organismul lor. De ce se întâmplă acest lucru? Tocmai pentru că nu există o legislație care să reglementeze. Nimeni n-are nimic împotrivă. Să știți, Germania, Austria produc astfel de distilate, dar le fac în condiții standardizate și le fac folosind anumite dispozitive care să fie cât mai neutre din punct de vedere toxicologic. Și sunt reglementări și sunt verificări. Sigur, putem să folosim, de exemplu, cazane din sticlă termorezistentă sau din inox, astfel încât impactul toxicologic să fie unul cât mai redus. Pentru că se produc niște reacții chimice. De fapt, exact. E destul de simplu. Ați menționat de educație. Foarte importantă educația și ce lipsește, apropo, dincolo de reglementări, și ne vom întoarce la reglementările pe care le spunea și domnul Salameh. Domnule Paparău, pentru că vă confruntați, de fapt, cu acest prim pas pe care ar trebui să-l facem, educația, și vorbiți și cu tinerii, dar cred că vă întâlniți și cu adulții. Cum pot ei face diferența? La un moment dat, acum câțiva ani, erau niște controle care s-au făcut, cred că, prin București și Ilfov și s-au descoperit în multe cluburi celebre alcool contrafăcut, care era în cel mai bun caz îndoit cu apă. În cel mai rău caz, erau adăugate tot felul de alte substanțe care pot fi foarte periculoase și pot crea, cred că, un șoc. Tinerii, dacă pornim de la un consumator de bază, tânărul sau un om când merge într-un loc și cere alcool,
cum poate să se ferească de fapt de un potențial pericol, pentru că nu suntem acum un control sanitar, să mergem să facem verificări dintr-o sticlă cu pipeta sau dintr-un pahar. Cum ne ferim de un pericol care de fapt ne pândește pe noi toți? În primul rând, știm că acele sticle sunt extrem de valoroase pentru a fi recuperate. Pe de altă parte, tinerii pot încerca să se ferească. Evident că nu poți să ai un control total. Se pot feri, în primul rând, să evite situațiile în care sunt oarecum obligați să consume un anumit tip de băutură. Sunt cluburi unde era condiționat, dacă dorești masa respectivă, trebuie să cumperi și o sticlă de vodka sau de whisky X. Da, deja te împingea spre a consuma acea băutură. În al doilea rând, elementele de siguranță ale sticlei trebuie să fie integre, da? Pentru că oricât s-ar păstra sticla în condiții bune după ce a fost consumat produsul inițial, sigiliul nu mai e cum să le refaci. Adică poți verifica să evident. Fie o sticlă sigilată, să aibă capacul, să nu fi fost desfăcută sau să sigilul să existe. Că asta cred că există la toate băuturile spiritoase. Sunt două tipuri de contrafacere. Da. Una care se întâmplă în case și în cazane, în garajul, toată asta, și acolo este caz foarte grav. Ai și altă contrafacere când un alt producător din altă țară se apucă și copiază alte băuturi și nu le mai face. Cred atunci. Că asta spune domnul și atunci, doctor, da. Domnul doctor, aici, deci este exact, noi avem tineri acum în această era care trăim, noi sunt foarte deștepți, da? De cât ca un copil de 8 ani este egal de vârsta noastră, eu la 56-57 ani de zile, cât că noi eram la 16 ani, acum este 8 ani, 2 ani. Sunt adică mult mai evoluați și sunt mult atunci, mai dezvoltați. E bine să uite atent la etichetă, cine produce, că acum noi, orice producător serios, spune totul pe social media și este cunoscut. Și atunci să vadă de unde vine. Să se uite și timbru dacă ce țară scrie pe el sau nu este țară. Adică este obligat să verifice. Și așa e cumpărat totul pe online și verifică orice. E, acum să verifice și la băuturi. Cazul nefericit. Bună sugestie asta, adică să verifice inclusiv pe rețelele sociale. Pe sociale cine este poate să trimite. Deci poate să facă copii după timbru, după eticheta, către orice producător, astăzi poate lumea și-a spus, vorbesc de cei serioși, și-a spus totul pe social. Atunci trimite către ei, toți au câte un site sau câte un website în care trimite și verifică, dumne, e al tău sau nu e al tău. Sau dacă deci se zace... sunt mecanisme prin care se pot proteja și tinerii. Sunt reticenți sau sunt receptivi la a face asta? Din câte observ, tinerii ușor, ușor nu mai consumă alcool în cantitățile pe care le consumau tinerii în urmă cu 10, 15, 20 de ani. Din păcate nu vreau să spun și soluția aleasă de ei. Dar s-a mutat atenția către către alte substanțe psihoactive, din păcate. Da. Din păcate, însă ei ar fi bine să verifice. Repet, în cluburi am fost și eu ceva mai tânăr și mergeam în cluburi și încă de pe atunci era această practică să te orienteze să consumi anumite băuturi. Da? Pe care probabil, nu vreau să vorbesc acum cu păcat, pe care probabil le contrafăceau. Ei pot verifica, măcar la începutul consumului, că ulterior intervine dezinhibiția dată de alcool și presupun că nu mai sunt atât de atenți cu ceea ce consumă, ba chiar apare un consum exagerat. Când mergi la bar, iei anumite shoturi, se amestecă și deja nu mai asta e control. Asta este deja altă problemă. Eu cred că ceea ce a spus mai devreme domnul doctor este foarte adevărat. Eu cred că astăzi problema o are nu săracul tânăr, e și la noi problema în România și în general în Europa, nu prea se verifică la vârsta cât intră. Adică nu știe un copil dacă are 14 ani sau 18 ani, da? Și atunci e lăsat. Nu cum e în America, unde activ foarte mult, pun 21 ani de zile, se uită, verifică la un moment dat dacă așa și chiar de date. Deci în România în special și în Europa, nu doar în România, și în Europa, dar la noi deloc. Supermarket, poate să intre un copil de 8 ani și cere un box de băutură și se da și plece. Deci asta nepasare a oameni de afaceri sau proprietari sau manageri sau barman sau nepasarea lor. Și atunci eu tot timpul și spun este și trebuie și investesc foarte mult ca firmă în barman, în ospătarul, să fie responsabil, să nu se ia după patronul, dacă vrea patronul să facă ceva ilegal, să-i se ia după el. Exact ca o farmacie, dacă te apuce să fii farmacistul, să vândă ceva toxic, nu să vândă. Și atunci, la fel și trebuie să fie responsabil. Cred că educarea trebuie să se îndrepte către cei care au control. De ce lași un copil să aștept? Ce caută la bar? Sau ce caută un copil, un om sub 18 ani de zile să cumpere de la un supermarket sau de un magazin băutură? Cum îi dai tu voie?
De cum tu dai voie la acestea? Atunci, e această nepasare, adică nu interesează, adică spui, domnule, mai e și altă problemă, consumul de alcool medicinal în România. Oh, este, da. Adică este o rușine a marele țele de Românie, rușinea lor, când auzi câte o rețea foarte mare, se laudă că ai nu știu ce, n-ajută cu toate astea și vezi cât a vândut, a trecut alcool medicinal, auzi de 10 milioane de litri de alcool medicinal. Cine e acest alcool medicinal în România? România este în jur de 100 de milioane de alcool medicinal. Pentru ce? Nu cred că la spitale se duc chirurgii înainte la supermarket, ia un litru de alcool medicinal ca să-ți facă bandajul, nu? Se consumă. Și asta este o rușine. Asta este o rușine în care cei dau voie ca alcool medicinal, care au scos din el, ce a spus mai departe, mai vreme, domnul doctor, partea toxică. Mm-hmm. Alcool medicinal, și au scos din el și lăsat, doar este un compus din alcool etilic cu chimicale în el, ca să nu mor pe loc, dar mor în câțiva ani de zile. Asta este alcool. Și asta pentru este exact zeci de milioane de litri în România. Corpul, adică da. Noi dacă acum ieșim și mergem la orice supermarket, vedem că este plin toate SKU-uri și e pus și lângă botul alcoolice. Și chiar așa, adică clasa politică, toată lumea intră și nu vede să interzică acest lucru, alcool medicinal, la farmacie. Ce caută în supermarket sau la colțul sau un bar? Te duci la un bar și vezi că are alcool medicinal. Ce caută acolo? Dom'le, vândem. Ce vinzi acolo alcool medicinal? Asta este, apropo de problema de educație. Probabil că vin oameni care vă spun că nu s-au gândit sau nici nu știu măcar cât de mult rău le face. Absolut, și să știți că pentru o persoană dependentă de alcool, alcoolul medicinal echivalează cu orice tip de alcool, pentru că nu are suficientă informație cu privire la faptul că acest alcool, în primul rând, este extrem de concentrat și această concentrație creează iritații la nivelul mucoasei digestive și, evident, avem o cantitate foarte mare de alcool care urmează să fie metabolizată de către ficat. Sunt pacienți care dezvoltă insuficiențe hepatice fulminante după un astfel de consum. Alcoolul medicinal are o concentrație foarte mare de alcool etilic. Pe de altă parte, are anumite substanțe colorante care îi dau acea culoare, tocmai în încercarea de a descuraja consumul, și ne amintim filtrarea lui în trecut prin tot felul de sisteme, pâine și alte țesături, în încercarea de a scăpa de acea culoare albastră pe care o avea. Toate aceste lucruri ne întoarcem din nou la ceea ce spuneam, lipsa de educație și lipsa de educație medicală. A consuma alcool, cum spunea și invitatul dumneavoastră, este permis, însă trebuie să știm să o facem într-o cantitate rezonabilă, să nu devenim dependenți de alcool, pentru că alcoolul creează dependență. Să știți că dependența apare extrem de ușor. Oamenii capătă dependență la alcool destul de ușor, pentru că oamenii recur la alcool în încercarea de a-și rezolva problemele și ulterior, după o perioadă de timp, fără să-și dea seama, pentru că nu știu și nu au informația necesară, se gândesc și încep să aibă senzația de a consuma alcool chiar în absența problemelor respective. Deci oamenii trebuie să fie învățați. Cred că, chiar dacă pare așa hilar, cred că trebuie să învățăm cum să bem, dacă Corect. Vrem să facem acest lucru. Așa cum învățăm să mâncăm sănătos, așa cred că putem să învățăm să consumăm alcool sănătos. Faceți doar cu tineri astfel de întâlniri, de, haideți să le spunem, workshop-uri, deși cred că de foarte multe ori se transformă în niște discuții mai degrabă educative. Până acum am abordat în special publicul tânăr. Interesant ar fi cum reacționează cei care consumă sau cei care fac, poate, acasă. Cu siguranță că în comunitățile astea mici v-ați intersectat cu oameni care produc. Da. Apropo de ce s-a discutat mai devreme, care fac vișinată, țuică, vin în curte și merg pe ideea că acest vin este unul sănătos. E un vin de casă, știți cum vorba pe care o are tot românul. E un vin ușor, de casă, numai bun acum, să-l consumăm cu toții. Păi nu, așa spune toată lumea. Cel puțin dacă ne referim la băuturile spiritoase, la țuica făcută în gospodărie, ce le tot explic oamenilor cu care intru în contact. Întotdeauna când pui acel amestec în cazan la fiert, prima dată va ieși alcoolul metilic. De ce? Pentru că are temperatura cea mai scăzută de fierbere. Da? Cum este numit în popor fruntea. Ba chiar are o tentă albăstruie. Bătrânii o foloseau pe vremuri pentru frecție. Da? Opreau fruntea respectivă pentru frecție. Ulterior începe să iasă alcoolul etilic. Da. Dar nu se știe o perioadă de timp acești alcooli apar împreună pe acel alambic. Da? Diferențierea nu o poți face decât să presupui. De aici încolo e alcoolul bun. Ceea ce împinge către o intoxicație inclusiv cu alcool metilic și, cum a spus domnul doctor, și cu celelalte metale care pot
nu pot. Sigur, ies din instalația în care se fierbe. Pentru că așa cum microplasticul din sticlele de plastic, dacă nu se face o sticlă corespunzător sau nu se reciclează corespunzător, îl întâlnim peste tot. Da. Așa, din orice obiect în care este ținută o substanță, este vorba de chimie, nu, domnilor doctori? Și dacă mai ies celelalte substanțe, de fapt, intră în întregul amestec. Iar o altă problemă, atunci când produci în gospodărie sau în instalații clandestine, nu știi recipientul respectiv dacă a mai fost folosit, dacă s-a mai ținut ceva. Corect. În recipientul respectiv. Sterilizat. Chiar mai devreme, înainte să începem emisiunea, îi arătam domnului doctor o chestie pe care am întâlnit-o în practică cu un tip care nu mai avea miros după ce trecuse prin COVID-19. Într-o sticlă de băutură avea benzină. Nu a sesizat acest aspect și a băut. Ce credeți că s-a întâmplat? A, de ce, da. Un pericol care poate să apară și în privința alcoolului. Deci inclusiv recipientul în care se pune un alcool contrafăcut este periculos. Pe lângă alcoolul în sine. Inclusiv recipientul în care, la fel cum și sticlele care se adună de prin cluburi, au probleme. Nu știi ce a fost în ele. Poate în procesul tehnologic cineva a mai pus ceva. Apropo de sticlele care se adună de prin cluburi, tocmai în întărirea discuției noastre și Organizația Mondială a Sănătății făcuse la un moment dat o statistică apropo de băuturile, piața neagră a băuturilor alcoolice, și aproximativ 75% din consumul total de băuturi îl reprezintă băuturile contrafăcute. Bun, Organizația Mondială a Sănătății a făcut acest lucru la nivel mondial. Acum probabil că printre cei care ne urmăresc sunt cei și din generațiile noastre care am crescut cu aceste lucruri făcute în casă și ar spune, ei bine, dar dacă atâția ani am crescut cu băuturi făcute în casă, cu țuică, vin, știu eu ce, vișinată, făcută de bunica, de bunicul, făcută la țară. De ce acum această discuție? De ce necesară această discuție? Pentru că probabil am crescut o generație bolnavă fără să știm. Absolut, nu? Și gândiți-vă, vă dau un exemplu care să vă poată explica acest lucru. În Anglia epocii victoriene, toate țevile erau făcute din plumb. S-a crezut că acest lucru o să ducă la creșterea sanitației populației, ceea ce sigur s-a întâmplat, dar în același timp aceste țevi din plumb n-au făcut decât să producă intoxicația cu plumb a populației și au fost interzise undeva după anii 1970. Țevile din plumb sunt interzise pentru a fi folosite în transportul apei pentru că produc intoxicație. Deci până la urmă ceea ce știam acum 100 de ani nu mai este valabil astăzi și avem suficientă documentație științifică care să ateste acest lucru. De aceea trebuie să recalculăm și să regândim toată această strategie de producție a alcoolului. Iar dacă ne întoarcem la sticle, să știți, am văzut pacienți care au confundat sticlele de alcool cu sticle de antigel, am văzut pacienți care au confundat sticlele de alcool cu insecticide sau pesticide folosite în agricultură, am văzut copii care au avut acces la astfel de sticle cu alcool industrial pentru că erau în gospodărie. Nu înțeleg de ce încă există în casele oamenilor tot felul de variante de alcool industrial care sunt accesibile copiilor. De asemenea, vreau să le mai spunem oamenilor ceva apropo de frecție, ce spunea domnul doctor mai devreme. Copiii nu trebuie să facă frecție cu alcool, pentru că alcoolul se absoarbe prin piele, este extrem de ușor solubil și am văzut copii mici care au fost frecționați cu alcool și care au ajuns în coma alcoolică. Continuăm să vorbim despre un pericol pe care putem să-l evităm și de ce nu, cu ajutorul autorităților, de fapt, să ne îndreptăm către o societate civilizată. Și ați menționat foarte multe dintre pericolele care pot să apară și probabil că ar trebui cumva să fie răsturnată de data aceasta, planul de acțiune să fie răsturnat, strategia să fie răsturnată, pentru că noi, generațiile care am crescut cu alcool contrafăcut, putem să schimbăm lucrurile în bine. Acum, se face prea puțin pe piața neagră a băuturilor, apropo de legislație. Ce se întâmplă acum? Adică cum arată? Este o decizie. Dacă astăzi guvernul poate să ia decizii după masă și să oprească acest dezastru asupra populației. O decizie să ia așa, domnule, producător de cazane, cum a zis mai devreme domnul doctor, e mai rău, eu nu vreau să zic, prin metale ce se poate trece. Adică e ce a zis domnul doctor, este o parte din ce mult rău poate să se întâmple. Cazane, nu vreau să mă duc, care sunt furate cu radioactiv, aia e mai grav. Sunt luate de acolo, păi de unde are acces la cupru și la inoxul de pe oriunde? Cine adună în România
copârșit toată asta și de unde adună lângă fabrici care au trecut prin zeci de radioactiv. Este o decizie. Astăzi poate, deci să ia decizie, domnule, producători de cazanți trebuie să fie foarte bine verificați. Azi în România sunt zeci de mii de producători. Orice supermarket, orice magazin în România vinde cazane, orice om intră și devine a doua zi mare producător. Limitează oameni la un cazan, mică cantitate, nu las, domne, ai voie 50 de litri, dar pus un plafon, da, pus un plafon un și un producător de cazane autorizat, verificați, cum a spus domnul doctor, din ce material cumpără, de unde cumpără, nu doar unde, acum avem și război la noi și sunt zeci de container care vin, zeci de tiruri care vin cu aceste materiale, deci radioactive. Și atunci e mult mai grav acest lucru. Și asta trebuie. Brusc trebuie cazane verificate. Băutorul care face o mâncare este obligat să verifice exact cum a făcut-o și cu carne de porc. Și cine ar putea să o verifice? Adică să fie tot într-un control al direcției sanitar? Da, adică să fie la liber fără bani. Oamenii n-au bani și atunci lasă să se ocupe statul. Da, statul de asta se ocupe. Adică să faci statul 10 laboratoare, 20 laboratoare în toată țara și lasă oameni înainte să vină. Bine, dumneavoastră, verific. Să facă verificări automat de automat, producție de alcool. La carne s-a făcut în piețe și asta se face. Dacă ai făcut pentru carne, foci și pentru băutură. Pun și acolo un... Sunt țări în care se fac asta, da, că bineînțeles, mai bine. Bineînțeles, se face asta, da, bineînțeles, adică ajută, deci țări normale, civilizate. Normale te lasă să verifici ce înainte ca populație, dacă n-ai bani. Mai cer tu pentru analiză care costă, cât costă ca băutură? Nu. Lasă să verifici atunci. Mai e și ceva. În România mai fac unii care adună fructele vreo 6 de zile, îi lasă pe afară. Și odată, că să zic așa, am adunat... Na, oameni care conduc instituții, vreo 100 de oameni. Și le explicam și spun, dacă vreți, voi veniți la noi, când vedeți un caz că lor le frică să închidă un bar, când începe oamenii să moară sau ajung la spital. Și lor le frică să închidă că poate de a înjudeca. Zic, ok, veniți la noi, vă verificăm și vă spun, da, asta vezi că dacă mai beau oamenii o să moară. Și atunci opriți-i, nu e nimic și noi putem deveni martori pentru voi. Bun, și atunci am dat așa o zonă câteva județe să vină la noi pe gratuit. Și zic, haideți, veniți cu mostrele. Și ne-au trimis vreo 200 de mostre. Și am verificat mostrele și am găsit că 95% nu corespund consumul uman. Bun, și după aceea ne-am trezit că, de fapt, respectivii care controlează aceste instituții, ei ne-au trimis ce produc ei acasă. Adică erau și restul fecale și toate astea de la pasări care mai pun toate astea. Adică toată lumea se agață în jurul tradiției. Adică tradiția poate fi până la urmă reglementată, că nu vorbim aici despre a merge într-o extremă. Da, tradiția poate fi reglementată dacă dorești foarte mult să faci asta acasă. Ai nevoie de niște reguli foarte clar definite. Până la urmă, în a face sigur că poți să pui în pericol oameni, viața altor oameni din familie este, să fie în pericol. Eu nu înțeleg de ce nu astăzi nu se ia, nu se pune în calcul pentru siguranța, pentru este ca un război economic astăzi, dacă vrei, unul care face într-un cazan o băutură toxică, poate să moare un cartier, dar dacă unul are un pistol, toată poliția din România ajunge peste el și află de când s-a născut el și străbunica lui. Da? Dar unul cu un cazan poate să intre într-un cartier și umple toate spitalele cu jumate de morți și cu jumate asta. Adică astăzi este un pericol mare și nimeni nu vrea să facă nimic. Toată lumea stă și se uită și și râde. Asta ar fi, apropo de ce s-ar putea face, probabil că destul de rapid ar putea fi implementate. Corect. Cele pe care le-ați spus dumneavoastră. Apropo de, asta e pentru cei care fac acasă. Celălalt pericol al alcoolului contrafăcut care vine de peste granițe sau ce spuneam apropo de ce se întâmplă în cluburi, cum ar putea fi reglementat tot control? Vamiși noștri, trebuie să facă treaba. Se lasă scanner, deci se refuză să se cumpără scanner pentru container, să verifice. Avem țări vecine, noi suntem cu țara care are război. Suntem cu țara mai de capul lor. Deci nu de unde vine cel mai mare, cea mai mare cantitate de alcool? Acum, ultima mai se spune, este Bulgaria, este Moldova, țări vecine. Așa, țări vecine, este așa, este și Serbia în care vine, este și, mai zic ceva, noi suntem cel mai mare consumator de alcool medicinal. Deci astăzi Polonia și Ungaria fac fabrici foarte mari ca să scape de alcool care n-au nevoie de el, îl fac medicinal și îl trimite în România. Asta este, deci astăzi ungurii și polonezii au mari producții de alcool medicinal și nu vând nimic, că n-au voie la ei în țară și exportă în România. Povestea asta cu alcoolul medicinal o avem prin prisma ce, domnilor doctori? Că probabil vă confruntați mai repede și cu reacția la cald a pacienților, a celor care au nevoie de ajutor. De ce se întâmplă încă?
Pentru că este accesibil, pentru ieftin, că este ieftin, foarte ieftin, și pentru faptul că din o sticlă de alcool medicinal poți să faci tot felul de preparate și în felul ăsta obții o cantitate mai mare, pentru că puțin sunt cei care îl beau ca atare, pentru că e foarte concentrat. Clar. Îl diluează și fac tot felul de preparate în casă și lucrul ăsta crește, evident, performanța economică. Însă să știți că trebuie criteriul costului, eu mă uit de multe ori, au ajuns unele preparate din alcool să fie mai ieftine decât unele branduri de apă minerală. Și îți pui întrebarea, te întrebi dacă există și un câștig al celui care vinde în magazin, transportul, ambalajul acelui produs, te întrebi ce mai rămâne în interiorul sticlei respective, dacă sunt sticle de vin care costă, nu știu, 4-5 lei un litru de vin și te întrebi dacă scazi TVA-ul, scazi transportul, ambalajul, cât mai costă efectiv acel lucru care îl găsești în sticla respectivă. Și ce respectivă? E, până la urmă, în acea sticlă? Asta, exact. Asta este problema. Da. Alcoolul medicinal e folosit într-adevăr de anumiți oameni care deja au o problemă consumul de alcool. Și pe lângă asta mai au și o problemă financiară. Alcoolul medicinal îl consumă pentru că are o concentrație alcoolică destul de mare. Ei ajung la starea pe care și-o doresc dintr-o cantitate mică din acel alcool. Însă, mi s-a întâmplat să găsesc în urma unei necropsii alcoolemii de 7, de 8 grame la mie. Fantastic. Adică nimeni nu poate rezista unei astfel de alcoolemii, deși s-au văzut cazuri când la 4 sunt relativ ok, ba chiar își conduc mașinile. Unii opriți în trafic. Însă nu la 7-8 acasă, nu face. Da. Asta spun. Alcool medicinal n-ar ce căuta în supermarket. Și adică, am vorbit de impactul sanitar, dar sunt și probleme economice care pot să apară aici. Eu am zis-o tot. Nu mă interesează ca statul pierde bani. Dacă este prost administrator, e problema lui. Dar de ce să mă urmăm din cauza lui unui prost administrator? Adică astăzi statul, când nu e în stare să-și colecteze, ca dacă statul era în stare să-și colecteze banii, atunci se limitează acest dezastru. Să facă un control. Un supermarket sau un magazin sau un bar care vinde la unul sub 18 ani să fie amendat rău de tot. Adică, de ce lași un copil? Sunt copii de 12 ani, 14 ani care sunt la consumul bar. Consumul de alcool să fie clar, să fie 18 ani. Este 18 ani de zile și peste n-ai voie. Este și nu, cu moderație nu, pentru orice vârstă. Da, și un tată care trimite un copil sub 18 ani să-i cumpere băutura de la supermarket, să fie amendat acel tată sau acea mamă care trimite sau acea bunic sau acea bunică. Adică nu trebuie lăsat așa, la liber. În România este foarte, că de mine n-ai voie să deschizi un bar lângă o școală. Ai 10.000 de supermarket, este un magazin care vând băuturi și că n-ai voie să deschizi lângă școală. Nici nu e nevoie să deschizi adică un bar pentru că e mai simplu să meargă la magazin. Da, bineînțeles. Adică acest lucru și a se lăsa pe medici să-și facă datorii să trateze oameni, să pregătească generații pentru noi. Ne trebuie, România scade. Numărul nou de populație scade. Oameni care vor să fugă, fug de România. Deci ei nu fug de... Sunt unii care se duc pentru mai puțin bani afară României de dezastru care îl face. Mi-e frică de copii mei să trăiască cu acești copii. Fug. Deci să știți că azi care fug, eu sunt prezent în 10 de țări și mă întâlnesc cu foarte mulți români. Mulți au plecat de frica de a mai trăi în acest dezastru. Și atunci ei fug afară și atunci scade populație și nu mai naște numit cald. Aici derivă o altă discuție, familii dezbinate din cauza consumului excesiv de alcool. Apropo, faceți cumva o statistică câți oameni vin de obicei în perioada aceasta, Crăciunul și Revelionul, cred că e cea mai concentrată perioadă pentru dumneavoastră cu consum excesiv sau vine băuturi nepotrivite? Nu am o statistică exactă, însă în perioada sărbătorilor și în perioada de weekend sunt mai multe persoane care se internează pentru intoxicații acute alcoolice. Însă vorbeam mai devreme despre copii care consumă alcool. Trebuie să le spunem faptul că dezvoltarea creierului este afectată de consumul de alcool. Știm foarte bine că dezvoltarea normală a creierului se încheie undeva după vârsta de 20-21 de ani. Tocmai de aceea americanii au pus această limită. În momentul în care un copil de la 14-15 ani consumă alcool, acest lucru duce la perturbarea dezvoltării normale a creierului, modifică anumiți neurotransmițători, produce consumul unor vitamine din grupul B-urilor care sunt indispensabile pentru dezvoltarea normală a creierului și atunci ne întrebăm cum va arăta creierul unui copil care se dezvoltă sub influența alcoolului. De asemenea, vorbeam mai devreme despre consumul de alcool la cei care doresc să devină copii. În continuare, România are o problemă cu astfel de copii născuți din mame alcoolice care au sindrom alcoolic fetal. Asta înseamnă o dezvoltare atât a creierului, dar a întregului organism
organism care este puternic afectată de consumul de alcool din timpul sarcinii. Deci sunt foarte multe elemente, din păcate, pentru o Românie care este supărată acum, spre exemplu, când a intrat în Schengen, avem foarte multe probleme care țin de educația sanitară și educația medicală a populației. Faptul că nu avem astfel de informații în 2022 ne arată că avem grave deficiențe în pregătirea populației pentru viitor. Și că le respingem și că nu le considerăm esențiale și vitale, apropo că spuneam de o societate sănătoasă. Nu trebuie interzisă, nu, domnilor doctori, ați spus asta, consumul de alcool, ci totul înseamnă... Nu trebuie interzisă, trebuie ponderație. Și atenție la produsul pe care tu îl folosești, pentru că avem și aici o altă situație pe care o întâlnim des în România. E scump și prefer să merg să iau ceva ieftin, dar de proastă calitate sau de proastă calitate să-mi pună viața în pericol. Să alegem calitatea în detrimentul cantității. Da? Să alegem produse verificate. Verificate atât cât se poate. În această emisiune nu încercăm să destructurăm o tradiție, ci să conștientizăm oamenii că produsele pe care le-au și au încredere că ar fi sănătoase, nu sunt chiar atât de sănătoase, este o idee bună, așa cum putem verifica carnea de la porc, cum putem verifica calitatea apei din fântână, să ne putem verifica și calitatea alcoolului pe care îl producem în gospodărie. Este o idee foarte bună, din punctul meu de vedere. Și, într-adevăr, să conștientizăm oamenii în vederea unui consum moderat. Da? Pentru că excesele întotdeauna duc la probleme de sănătate, probleme în sfera legală, da? Pentru că unii își fac curaj pentru a face anumite infracțiuni, se urcă sub influența băuturilor la volan și așa mai departe. Da? Ponderație și o sursă de alcool cât mai curat posibil. Și dacă mergem pe alcoolul cât mai curat posibil, cam care ar fi cantitățile optime? Știu că am mai vorbit asta în repetate rânduri, dar aș vrea să ne reamintim. Nu există o cantitate optimă pentru că este extrem de individual, însă trebuie să le spunem oamenilor că apare toleranța. Pentru a obține același efect, o să ai nevoie de cantități din ce în ce mai mari și este primul pas spre dependență atunci când creștem cantitatea pentru a obține același efect. Și cred că concluzia cea mai bună este că alcoolul nu oferă răspunsuri, ci te face să uiți doar întrebarea. Apropo de cei care îl consumă în momentul în care au anumite probleme. Bun, și acum sperăm că autoritățile de fapt să facă un pas asta înainte. Îmi doresc. Avem un guvern care a trecut o perioadă grea, da? Acest război cu Ucraina. Și a luat decizii foarte importante. Așa. Îi rog pe acest, mai ales pe premierul care este și cu carieră de militar și toată asta. Să ia decizia acum. E simplu. Când consumăm alcool, trebuie să fim, e bine cântat, puține, multă apă când bem, multă apă și multă apă mineralată când consumăm, ca să punem la loc că alcoolul elimină și minerale din corpul nostru. Dar argumenta mea este că acest guvern să ia aceste decizii foarte simple și clasa politică să lase categorii de băuturi alcoolice în pace, să nu mai vină în campanie, să mai începe primar, să dea băuturi gratuit și să dea oameni să bea ca să-i buteze pe ei. Să lase această categorie în pace, e o categorie care orice țară, Franța este mândră de ea. Anglia și Austria, pardon, țări cu tradiție, cum este Scoția, vrea să se întoarcă înapoi în Uniunea Europeană pentru a proteja industrie. Este o industrie care poate oferă zeci de miliarde, statul de bugetele, poate să da zeci de mii de locuri de muncă pentru oameni, dar totul să fie făcut cum trebuie și corect. Reglementat. Dar dacă în România o reglementăm, statul va încasa miliarde de euro taxele și oamenii se vor bucura și agricultura noastră are nevoie, să știți că agricultura noastră are nevoie și o parte din materialele care nu folosesc pentru asta trebuie să ajungă în băuturi alcoolice. Deci are nevoie de acest 20% din orice fruct trebuie să ajungă în băutură sau din cereale la fel. Când nu poți să stochezi, nu ai nevoie, alea trebuie să ajungă alcool și nu toate. Atunci e nevoie agricultura cu categorie de băuturi alcoolice, e nevoie să meargă paralel și aduce miliarde cum aduc francezilor sau scoțienilor sau poftim și Mexic cu tequila lor care este simbolul lor. Deci orice țară și noi trebuie să ne întâlnim cu ce producem. Să nu mai lăsăm acest dezastru să se întâmple. Mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezență. Vă mulțumesc tare mult pentru discuție.